E oficial, alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie, iar cele două tururi ale prezidențialelor se vor desfășura pe 24 noiembrie și 8 decembrie. Guvernul a adoptat joi decizia care stabilește calendarul alegerilor parlamentare și prezidențiale. Asta după ce liderii PNL și PSD au ajuns la o înțelegere în urma întâlnirii de joi dimineață. Referitor la stabilirea parlamentarelor pe 1 decembrie, în comunicatul comun transmis după întâlnire se menționează că s-a ajuns la un numitor comun, în condițiile în care data respectivă pică duminica, iar 30 noiembrie și nu va exista un weekend prelungit, ceea ce scade riscurile ca o parte a populației să fie plecată într-o mini-vacanță. Inițial, PSD voia alegeri prezidențiale în septembrie, o dorință împărtășită în primăvară și de PNL. După europarlamentare și locale, PNL a avut un calendar la termen pentru prezidențiale, ceea ce a stârnit atacuri între cele două formațiuni aflate la guvernare. Până la urmă, premierul Marcel Ciolacu a convocat consultări cu toate formațiunile parlamentare, iar concluzia a fost în favoarea variantei susținute de liberali. În comunicatul comun al coaliției, se arată că s-a ținut cont și de opiniile exprimate de celelalte formațiuni politice.